Cum știți, se află în plină construcție o modernă magistrală rutieră unică în țara noastră, care va uni județele Sibiu și Argeș direct peste masivul Făgărașului, trecând dincolo de cota 2000. Cutezătorul drum alpin va măsura 95 de kilometri și va oferi călătorului posibilitatea de a străbate o regiune carpatică întrecătoare pe traseul Arpașul de Jos, Bâlea Cascadă, Bâlea Lac, Lacul Capra, Piscul Negru și, mai departe, spre sud, coborând firul râului Capra, va ajunge pe țărmul Marelui Lac de Acumulare Argeșean. La construcția drumului lucrează ostași ai Armatei noastre populare, înzestrați cu o tehnică de geniu de mare randament, buldozere, excavatoare, autogredere, motocompresoare, automacarale și mijloace de transport de mare tonaj. Pe margini de prăpastii, la înălțimi amețitoare, echipele de constructori, sub îndrumarea unor ingineri și tehnicieni de înaltă calificare, execută lucrări pentru lărgire, terasamente, lucrări de apărare și consolidare, fundații de balast, ziduri de sprijin. În faza finală, șoseaua, care va avea o lățime de circa 8 metri, va străpunge muntele prin tuneluri. Cel de la vârful Capra va avea o lungime de aproape 900 de metri. În momentul de față, bătălia cu muntele cunoaște cea mai mare intensitate în zona acestui vârf, punctul de întâlnire a celor două detașamente care înaintează concomitent dinspre nord și dinspre sud, în susul văilor Bâlea și Capra. Drumul alpin prinde contur într-o porțiune abruptă, sălbatică, ostilă omului. Sunt dislocate numai în această porțiune circa 1.200.000 de metri cub de rocă și se vor înălța 4 poduri cu o deschidere de 20 de metri și alte 12 cu deschideri variind între 7 și 8 metri. Militarii geniști și din alte arme își înobilează tinerețea prin această cutezătoare operă care poartă sute și mii de semnături ostășești. Pe măsură ce drumul urcă, sunt puse la o tot mai mare încercare bărbăția, cutezanța, îndârjirea, voința de neînfrânt a omului constructor. În înfruntarea cu clima, cu pantele abrupte, făcând față unor greutăți multiple, până la cote de autentic eroism, constructorii Transfăgărășanului înscriu pagini de cutezanță creatoare în cartea de aur a construcției socialiste din țara noastră. Porți în umărul acestor munți n-au fost sparte până acum. Stau așa semeți de când se știu. Drumuri, doar pe deasupra și-au croit vulturii și oamenii cu aripi de oțel. Dar porți, porți, n-au fost parte în cremenea lor. Undeva acolo, jos, câteva mii de oameni taie zi și noapte în cremene porți în Făgăraș. Au pornit din nord, au pornit din sud, deodată, într-un mijloc de martie 1970, când zăpezile mai apăsau greu, când viscolele se mai izbeau bezmetice între pereții de piatră. Un conducător intră în istorie prin marile edificii construite în timpul său, i-a spus lui Ceaușescu la un moment dat unul dintre curteni. Prin ctitoriile sale înfruntă timpul și va fi pomenit peste veacuri. Așa a făcut Ștefan cel Mare și mai aproape de zilele noastre, Carol al II-lea. Secretarului general i-au plăcut cele auzite. A fost de ajuns un semn spre capul propagandei partidului și s-a pornit avalanșa elogiilor ctitoriilor epocii Ceaușescu. După visurile conducătorului, România ar fi trebuit să devină prima țară comunistă din lume. Tranziția către această utopie se numea societate socialistă multilateral dezvoltată. N-au contat niciodată costurile umane pentru programele unei ideologii totalitare. Armata te face om, spunea o vorbă din epocă, iar stagiul militar era obligatoriu. După invazia Cehoslovaciei, în august 1968, în România s-a adoptat o nouă doctrină militară. A fost legiferată în decembrie 1972 și prevedea că, în caz de necesitate, va fi un război al întregului popor. Apărarea patriei devenise astfel datoria sfântă a tuturor românilor. Le revenea însă și militarilor obligația contribuției la realizarea unor obiective economice. Prin aceasta, susținea Ceaușescu, armata își dezvoltă pregătirea de luptă și politică, își manifestă patriotismul și entuziasmul în muncă, iar unitatea dintre armată și popor se face mai trainică.
Șoseaua națională DN7C, mai cunoscută sub numele de Transfăgărășan, are o lungime de peste 90 de kilometri. Spectaculosul drum care traversează munții Făgăraș, cel mai înalt masiv muntos din România, leagă provinciile istorice ale Munteniei și Transilvaniei, respectiv orașele Sibiu și Pitești. L-au construit în perioada 1970-1974 trupele de geniu ale armatei. Drumul acesta nu era însă singura cale de traversare a Carpaților meridionali, astfel că s-au făcut diverse speculații privind scopul principal al construcției Transfăgărășanului. Lucrările au început la 10 martie 1970, simultan din ambele capete. Zonele înalte din partea nordică au fost atacate de regimentul 52 Alba Iulia, iar cele sudice de regimentul 1 Râmnicu Vâlcea. Tunelurile le-au construit Trustul de Construcții Hidroenergetice. După ce topografii și proiectanții și-au făcut munca, a urmat amplasarea șantierelor de lucru și taberelor de campare. În cei 5 ani de construcție ai Transfăgărășanului, 10.000 de soldați și cadre militare au fost detașați aici. În mod normal, la peste 1600 de metri altitudine, nu se poate lucra decât 4-5 luni dintr-un an. Dar militarii au lucrat continuu în pofida vânturilor, gheții, zăpezilor și furtunilor. Comandantul trupelor de geniu și implicit coordonatorul lucrărilor Transfăgărășanului a fost, până în 1972, generalul Vasile Slicariu. I-a succedat generalul Virgil Andriescu. Peste ani, generalul de brigadă Nicolae Mazilu, care a condus regimentul 52 Geniu Alba Iulia, a povestit într-o carte intitulată Enigma Transfăgărășanului cum au decurs lucrurile pe acest șantier. Au fost eforturi depuse la limita maximă a suportabilității omenești, a declarat coordonatorul tronsonului Făgăraș Sibiu. La gura tunelului, acolo unde se profilau pe zare ostașii mergând în șir indian, soldatul Marin Moghină a atins de mult cu buldozerul cea mai înaltă cotă a drumului, 2055 de metri. Numele operei lor l-au înscris pe cremene, Transfăgărășanul Nicolae Ceaușescu. În cronicile gazetărești ale epocii, șantierul a fost deschis de soldatul Gheorghe Epure. Excavatorul condus de el a luat prima gură din coada lacului Vidraru. În continuă căutare de eroi, presa comunistă a prezentat performanța și curajul soldatului Vasile Condor de a-și struni buldozerul la cota 2000. Capitanul Coman și detașamentul său de parașutiști, care efectuau misiuni de identificare a punctelor de dinamitare, erau de asemenea vedete mediatice. Mi s-a povestit despre soldatul Dincă Constantin, care, strâns în centura de siguranță, agățat de cablul unui funicular, s-a lansat zburând peste Valea Bâlei pentru a veni în ajutorul tovarășilor săi, rămași undeva, izolați, fără hrană. Mi s-a povestit despre caporalii Teodor Ungureanu și Constantin Stroie, care s-au scufundat în adâncimea Vidrarului, noaptea, pentru a ajuta la recuperarea unui motocompresor prăbușit. Fire de cronică din bătălia muncii pașnice, fire de eroism de o factură cu totul deosebită pe care le înscriu ostașii și ofițerii Transfăgărășanului
umăr la umăr cu constructorii în haină civilă. În fața reporterilor, constructorii se exprimau în termeni militari ai izbânzilor împotriva munților și gloriei în lupta cu natura aspră, cu muntele poreclit Marele Balaur. Au fost lucrări cu soluții neobișnuite de execuție. Pentru anumite misiuni s-a apelat la alpiniști și la trupele vânătorilor de munte. Se acționa uneori simultan pe câte 100 de fronturi de lucru. Mâncarea li se căra militarilor de pe creste cu telefericul. Au fost demontate buldozere și urcate cu telefericul piesă cu piesă. S-au montat sus, în înălțimile punctelor de lucru. Transfăgărășanul a fost cotat unul dintre cele mai dificile drumuri din Europa. Cifrele prin care se compară acest șantier cu facerile acelor ani sunt impresionante. Tunelul care se termină la lacul Bâlea are 884 de metri, fiind cel mai lung din țară. Mașinile și utilajele au consumat în cei 4 ani 20 de milioane de litri de benzină și 18 milioane de litri de motorină. Oficial s-au recunoscut 40 de morți, alți 40 de tineri, se spune, au fost grav răniți. Legendele locului spun că muntele a luat un tribut mai mare. Singura tragedie amintită de semnul unei cruci s-a petrecut la scurtă vreme după deschiderea șantierului. Fără telefoane mobile și comunicări virtuale, comandanții își transmiteau direct ordinele și observațiile, deplasându-se dintr-un punct într-altul al șantierului. Toposul noii geografii făgărășene amintește de momente ale construcției și de numele unor oameni. Există o zonă a serpentinelor și a viaductelor peste văile Paltinul și Bâlea. Există curba lui Radovici și un drum al lui Soare. Semne aparte au rămas Poarta Geniștilor și Poarta Întâlnirii. Ca să sporească ritmul de lucru așa cum li se cerea, comandanții șantierului au introdus un sistem de premiere. În 1974, Ceaușescu a inaugurat Transfăgărășanul. Ceremonialul a fost cel consacrat unor astfel de prilejuri. Discursurile lui semănau între ele ca picăturile de apă, iar cei desemnați să vorbească din partea constructorilor au citit cuvântările compuse de propagandiști. Așa cum se întâmpla cu majoritatea marilor construcții ale epocii, și proiectul Transfăgărășanului s-a schimbat din mers. Inițial se dorise a fi un drum pietruit, o cale sigură de legătură între sudul și nordul masivului Făgăraș. În 1971, proiectul s-a amplificat în scopul realizării unui drum cu circulație pe ambele sensuri. La inaugurarea din 1974 a Transfăgărășanului, Ceaușescu a decis asfaltarea și transformarea lui într-un circuit turistic.
După modelul drumurilor turistice din Alpi, urmau să apară în peisaj cabane cu o capacitate de 300-400 de locuri, două teleferice, pârtii de schi și de bob. După inaugurarea Transfăgărășanului, urmând indicațiile lui Ceaușescu, șantierul a continuat. În 1975, i s-a ordonat locotenent colonelului Constantin Tănase, comandantul detașamentului de geniu drumuri și poduri, să ia în primire noul șantier. 700 de militari au lucrat sub comanda lui pe trei schimburi ca să pună în fapt indicațiile lui Ceaușescu. Sunt colonelul Constantin Tănase, dintr-o unitate militară de construcții, care de peste 4 luni de zile am început activitatea de modernizare a drumului național 7C Transfăgărășan. Ne găsim pe tronsonul C1 al zonei de sud, unde lucrează subunitatea condusă de comunistul sergent major a Dăscăliței Vasile, subunitate de frunte, care până în prezent a depășit planul de producție cu peste 20%. Comuniștii din unitatea noastră s-au angajat ca în acest an să termine lucrările de modernizare pe 10 km în zona sud și pe 12 km în zona nord. Astăzi, Transfăgărășanul e practicabil abia 4-5 luni pe an. Automobiliști care se încumetă să-l parcurgă o fac de dragul frumuseților naturii. Curajoșii înfruntă nu doar dificultățile unui drum construit la mari înălțimi, ci și pericolele deteriorării sale. Puține mai sunt semnele amintirii robiei soldaților tineri. La comenzi militare au dinamitat stânci, au escaladat prăpăstii și au săpat tuneluri prin munte. Iluminați doar de speranța admirației și recunoștinței urmașilor ce vor călători pe drumul lor.